Bună seara, prietenii, bună seara, dușman. Sunt Costin Mihai, reprezentantul cotidianului Jurnal de Dâmbovița și realizatorul emisiunii Sport Show de aici, de la Columna TV, o ediție cu un singur invitat. L-am anunțat de astăzi pe pagina personală de Facebook. Este directorul Clubului Sportiv Târgoviște, domnul profesor Ciprian Prisăcaru. Domnule Prisăcaru, mă bucur că ați revenit la Sport Show și ce pot să vă spun? Vă urez succes, sincer, în toate activitățile pe care le întreprinde, sportive, politice și altele profesionale și personale. Mulțumesc foarte mult, bună seara dumneavoastră, bună seara celor care ne urmăresc, telespectatorilor noștri. Mă bucur foarte mult să revin la această emisiune, ca de obicei, la emisiunile cu profil sportiv, emisiuni foarte dragi mie și din domeniul din care m-am lansat practic. Și în domeniul în care activați. Și în care activezi, categoric. Activezi și voi activa. Întotdeauna voi avea o legătură cu sportul, cu sportul de performanță, pentru că este un lucru la care mă pricep foarte, foarte, foarte bine, spun eu. Mai aveți timp și pentru sport? Știm că în aceste momente sunteți implicat destul de activ într-o precampanie electorală. Sigur că da, nu are legătură una cu cealaltă. Pe partea politică avem organizație întreagă care este alături de mine, avem staff-uri de campanie, de precampanie pentru tot ce trebuie și nu se pune problema. Jobul este job, celelalte lucruri sunt separate în afara lui, nu se pune problema să le amestecăm. Sincer, mă urmăresc și eu nu foarte profund, atât cât îmi permite și timpul, cam discret așa în aparițiile publice dumneavoastră în ultima perioadă. Sau da. E doar o impresie? Nu, am fost într-adevăr discret, niciodată n-am fost genul de persoană care a epatat prin multiple apariții la TV sau în general mass media, decât în momentul în care, într-adevăr, au fost lucruri importante de spus, de transmis și poate că uneori aș fi avut mai multe lucruri de transmis, dar n-am făcut-o tocmai pentru a da liniște, în general, lucrurile care se întâmplă în comunitate. Spre surprinderea unora, asta nu m-a împiedicat cu nimic să rămân undeva în topul preferințelor târgoviștenilor și asta nu face decât să mă bucure și o spun în urma sondajelor care s-au făcut la nivelul municipiului. Haideți să vorbim procentual. Cât credeți că a contat implicarea noastră în sport pentru a vă construi această imagine de politician? Destul de mult, pentru că prin sport am și devenit persoană publică la începuturile mele. Și prin lucrurile bune, spun eu, și prin parcursul bun, profesional vorbind, pe care l-am avut. Și n-aș vrea să par lipsit de modestie, însă cei care mă cunosc știu că am încercat și zic eu că am și realizat în mare măsură lucruri importante pentru sport, pentru sportul de performanță și a contat destul de mult în momentul lansării mele, ca să spun așa, în viața publică. Bineînțeles că în continuare mi-am dorit să fac și am reușit să fac lucruri care au contat pentru municipiul Târgoviște, pentru sportul din municipiul Târgoviște și mai apoi în viața administrativă, din momentul în care am plecat la București, la Ministerul Tineretului și Sportului, unde am și zăbovit timp de 2 ani, mai apoi în executivul municipalității târgoviștene. Sunt lucruri importante și bineînțeles că fiecare dintre noi acumulăm experiență prin lucrurile pe care le facem. Domnule Prisăcaru, m-am parcurs multe povești despre dumneavoastră, dar niciuna despre începuturile noastre ca sportiv, sau poate nu am căutat eu, nu m-am documentat eu unde trebuie. Cum a început pasiunea? Că e o pasiune, sportul reprezintă o pasiune pentru noastră. Cum a început pasiunea noastră pentru sport și pentru sportul rege, fotbalul, e clar? Categoric. Tatăl meu în tinerețe a jucat o perioadă de fotbal, a ajuns într-un timp chiar la Corvinul Hunedoara, a fost, pe vremea aceea erau juniori chiar Andone, Mircea Lucescu era undeva la final de carieră și a avut, știu eu, privilegiul de a fi într-o anumită perioadă colegi de vestiar cu cei pe care am numit. Probabil că de la tatăl meu mi s-a transmis și nouă, și mie, și fratelui meu, pasiunea aceasta pentru sport, pentru fotbal. Mai apoi, într-adevăr, chiar sunt lucruri, și pe mine m-a luat puțin pe nepregătite, sunt lucruri pe care nu le-am povestit niciodată în public. La ce nivel a activat tatăl dumneavoastră cel mai mult? Nu, la nivel de juniori mari în perioada aceea. N-a făcut de performanță.
La 17 ani am devenit arbitru de fotbal, dar înainte de asta am făcut și 2 ani de juniorat la Chindia Târgoviște. Mi-au fost antrenori regretatul Tică Gheorghe, Dan Ostafi și Gheorghe Păsărică. Iată, în 2 ani am lucrat cu 3 antrenori, pe care îi respect și pe care îi salut cu această ocazie. Și atunci se schimbau des antrenorii pe la... Da, era cam aceeași situație ca și în zilele noastre. Poate că acum este mai multă liniște decât îmi aduc eu aminte că era atunci. La 17 ani am devenit arbitru de fotbal, am ajuns până la categoria 1 de arbitru, am fost monitorizat pentru lotul republican, am arbitrat și meciuri importante la juniorii mari, mi-aduc aminte de un FC Național Universitatea Craiova, la centru. Sunt amintiri plăcute, amintiri și o perioadă din viața mea de care mi-aduc aminte cu plăcere și din care am învățat foarte multe, pentru că arbitrajul este o școală a vieții. Intri în contact cu oameni din toate categoriile sociale, cu diferite situații, te confrunți cu diferite situații și păstrând proporțiile, este la fel ca în viață. Și asta probabil că m-a făcut să mă dezvolt pe această latură. Mai apoi sunt lucrurile pe care le cunoașteți dumneavoastră, jurnaliștii, cei care ne urmăresc, lucrurile mai cunoscute despre mine pe această antrenor, profesor de fotbal. Da, în 2004 am terminat facultatea aici la Târgoviște, facultatea de specialitate de educație fizică și sport. Am fost prima generație de la Târgoviște care am finalizat studiile aici, acasă. Și pe această care doresc să mulțumesc. Și pe această care doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au format și care ne-au trecut pe la catedră, prin față. Sunt oameni care activează și astăzi și cărora în mod deosebit vreau să le transmit mulțumirile mele și sper că prin activitatea mea profesională i-am făcut să fie mândri că l-au avut studenți și pe Ciprian Prisăcaru. Sigur, imediat după ce am finalizat studiile, am luat examenul de licență, am luat examenul de titularizare în învățământ în aceeași vară și, spre surprinderea unora atunci, m-am titularizat pe un post pe catedra de fotbal de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Am ajuns... Mi-aduc aminte de acele vremuri. Da, chiar în vârful piramidei. Spun eu că n-am înșelat așteptările celor de acolo, pentru că imediat după un an am calificat o echipă de copii de 10 ani la turneul final, lucru care nu se mai întâmplaseră la Clubul Sportiv Școlar de vreo 6 ani, dacă nu mă înșel. Au trecut primele câțiva tineri interesanți ca fotbaliști. Da, așa este. Am avut privilegiul de a avea prin mână pe mai cunoscuții Mihai Bălașa, care joacă în Italia, după cum bine știți, și care a semnat un contract cu AS Roma în trecut. El este, de fapt, jucătorul Romei. Sigur că a trecut doar o perioadă prin mâna mea, nu aș putea să spun că mi se datorează în totalitate, dar îmi place să cred că am pus și eu o cărămidă importantă la începuturile pregătirii lui. Fotbal ați practicat la nivel de performanță, amatori? Ați jucat? Într-un mod organizat, vorbesc. Sigur că da. Am participat și la campionatul județean, la primul campionat de altfel de sală, dar astea sunt lucruri minore, nu? Sunt lucruri pe care le facem cu toții, adică nu e ceva extraordinar pe care l-am făcut eu, nu. Sunt lucruri pe care toții iubitorii de sport, de fotbal, le fac astăzi, pentru că astăzi se practică fotbalul și sportul în general organizat, se practică mai mult decât în trecut. Sau avem mai multe săli decât în trecut și avem unde să ne desfășurăm activitatea. Însă, că tot am atins acest aspect, copiii nu prea mai au unde să facă activitate. Dacă pe vremuri străzile erau pline de copii care se jucau, astăzi, dacă ne uităm pe străzi, nu prea mai vedem copii care să facă activitate fizică. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit și trebuie căutate soluții. Eu cred că dacă s-ar găsi soluții astfel încât copiii, părinților să-i ducă într-un mediu să practice sportul, să alerge, să facă mișcare, dar mai degrabă au apărut alte tentații, în opinia mea, computerul și altele. Cei care vor să intre în direct cu invitatul meu pot face pe numărul de telefon afișat pe ecran, domnul Prisăcar. Nu cunosc sau nu cunosc. Povestiți-ne cum au apărut mugurii aceștia politici în activitatea dumneavoastră, pentru că nu rețin chiar foarte bine momentul în care ați făcut așa un parteneriat sport-politică. Da. În 2002, Partidul Democrat la vremea aceea trecea printr-o perioadă de convulsie așa interne.
A preluat, dacă mi-aduc bine aminte, atunci partidul Traian Băsescu era ministrul transporturilor. Domnul doctor Jean Popescu, care mi-a fost și profesor la facultate, a stat puțin de vorbă cu noi după un curs, cu o parte dintre noi, colegii mei și eu, și câțiva, foarte puțin cei drept, am încercat ideea aceasta de a forma... Și cum ați ajuns să fii șef de partid, domnule Jean Popescu? Da, nu, niciodată n-am vrut să par șeful nimănui, îmi place să cred. Dar ierarhic așa... Cred așa mai mult în colegialitate și în respectul față de colegi. Aveți o poziție superioară în partid, domnule Jean Popescu, în acest moment. Nu, la nivel de județ, domnia sa este prin vicepreședinte. Sau mai bine nu mă bacă, da, nu știu. Dar nu asta e important. Nu. Știu că asta sunteți pe plan la filiala Târgoviște sau organizația Târgoviște. Da, sunt președintele organizației municipale, așa este. Dar nu asta este important, ci pentru că mi-ați dat puțin așa timpul înapoi. Am avut atunci o discuție. Domnul profesor Constantin Pehoiu, de asemenea, era înrolat în echipa PD-ului de la vremea respectivă. Mi-a surâs ideea, am mers acolo, a trebuit să facem o organizație de studenți, am adunat la vremea respectivă, cred, 70 de studenți, în jur de 70 de studenți, și am făcut alegeri. Spre surprinderea mea, la momentul respectiv, toți colegii mi-au propus să fiu eu președintele organizației de studenți. Și mai apoi am avut funcții și la nivel național, în organizațiile de studenți și de tineret, și la nivel județean am avut o activitate decentă, spun eu, și o activitate... constantă și constructivă în viața politică. N-am schimbat niciodată partidul din care am făcut parte, chiar dacă el, prin fuziuni, și-a mai schimbat denumirea, eu n-am schimbat niciodată partidul. Am fost un tip, cred că și din asta reiese că sunt un om constant și că nu-mi trădez echipa, nu-mi trădez niciodată... Apropo de fuziuni, de alianții, cum vă înțelegeți cu domnul Bogdan Manole? Chiar la un moment dat mă gândeam la lucrul ăsta și m-a amuzat puțin. Da, nu e niciun secret că dumnealui a avut o atitudine ostilă față de mine în trecut, însă, după cum a sesizat chiar dumneavoastră și cred că și cei care au urmărit... Să spunem, cooperant, așa, când cu domnul Manole. Eu n-aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect, pentru că... Nu-l dezvoltăm, din, așa, din era o întrebare. Din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de... Așa cum am și declarat, de altfel, de curând, nu există niciun fel de conflict, nu există... Înainte să se întâmple lucrurile acestea politice. Nu există un conflict, de fapt, pentru că un conflict trebuie să fie între două persoane. O singură persoană nu poate să aibă conflict. Comunicați politic acolo? Comunicăm din toate punctele de vedere, pentru că suntem tineri și cred că putem, prin comunicare, să rezolvăm destule aspecte care poate în trecut n-au existat, sau poate în trecut au existat problemele, dar nu exista comunicarea. Și atunci, prin comunicare, eu cred că orice se poate rezolva. Haideți să trecem la subiectele strict sportive. Prima curiozitate, cum decurge acel proiect pe sala de atletică, grea, lupte și box? Știu că ați înaintat o documentație către CNI și așteptați un răspuns de finanțare. Da, am înaintat anul trecut documentația către CNI, am făcut și câteva discuții acolo cu oameni care actualmente nu mai sunt, făceau parte din fostul guvern. Erau discuții destul de avansate, documentele, absolut toate documentele care ni s-au solicitat sunt trimise către Compania Națională pentru Investiții prin Ministerul Tineretului și Sportului. S-au făcut pași importanți în sensul în care avem astăzi și terenul de subsală și nu numai terenul de subsală, ci și terenul de lângă. Sunt aproape 1000 de metri pătrați, 935 de metri pătrați. Care teren de lângă? Mai este un teren lângă. Pe vremuri era un teren bituminat, se juca volei, se juca basket acolo. Lucru care ne permite să ne și extindem puțin, poate să facem un sediu. Noi am propus câteva variante, urmând ca cei de la CNI să stabilească dacă ne pot ajuta sau nu. Constat că la începutul acestui an s-a transmis, așa că nu mai sunt bani pentru finanțarea noilor proiecte, ci pentru finalizarea proiectelor deja existente. Am fost la doamna ministru acum 2 săptămâni, am avut o discuție și pe acest subiect, sau aș putea să spun că acesta a fost subiectul principal pe care l-am abordat. I-am făcut o scurtă trecere în revistă a ceea ce se întâmplă la Clubul Sportiv Târgoviște și ce înseamnă Clubul Sportiv Târgoviște pentru istoria sportului din județ și din comunitatea noastră.
S-a arătat foarte deschisă și dornică de a ne ajuta, mai ales ținând seama de faptul că noi nu avem infrastructură, noi ca și club nu avem o infrastructură pe care să ne putem dezvolta. De asemenea, am pus în vedere felul în care se poate dezvolta clubul nostru și din punct de vedere al secțiilor pe ramură de sport și din punct de vedere al sportivilor și al resursei umane pe care o avem aici, pentru că avem și am mai spus-o în trecut și este unul din principiile mele și vă rog să-mi permite să-l spun și astăzi, în această seară. Trebuie să ținem cont și de resursa umană pe care o avem și de infrastructura pe care o avem atunci când și de tradiția pe care o avem atunci când vrem să aducem sau să sprijinim o ramură de sport într-o comunitate. De aceea am spus-o mereu că noi oamenii de sport trebuie să ne adunăm la o masă rotundă și să punctăm aceste lucruri, să vedem care sunt ramurile de sport cu tradiție în Târgoviște, ce resursă umană avem pentru a putea susține, mă refer aici la antrenori, pentru a putea susține activitatea și ce tradiție avem pentru a putea... Să știți, un subiect tare interesant. Pentru a putea aduce oamenii aproape de această activitate, pentru că și sportul și investițiile se fac pentru oamenii din comunitate. Ei contribuie prin taxe și impozite, și tot ei trebuie să vină să se bucure de această activitate. Este foarte adevărat că Târgoviștea, sau avem șansa de a avea la Târgoviște tradiție pe mai multe ramuri sportive și ar trebui să le atacăm cu toții, toate cluburile, și mă refer strict la acestea, toate cluburile finanțate din bani publici, ar trebui să le atacăm într-o piramidă a performanței, pentru că foarte mulți vorbesc despre această piramidă, dar nimeni n-a pus piciorul în prag să vină cu niște idei care să facă mai lesne implementarea acestui sistem. Eu am pregătit de pe vremea ministrului Funeriu, când Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret era în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Am prezentat atunci în PowerPoint un astfel de proiect, am propus ca județul Dâmbovița, fiind un județ nu foarte mare și în vecinătatea, aflat în vecinătatea Bucureștiului, să devină județ pilot. Să vedem dacă în 4 ani de zile acest pilot dă rezultate. Și eu vă spun că ar fi dat rezultate și acest lucru trebuie să se întâmple și la federațiile pe ramură de sport, cele importante, și finanțarea, și văd că doamna ministru lucrează la acest lucru, ar trebui să se facă tot în funcție de anumite criterii și de indici de cheie de performanță pe care să-i urmărim de la an la an. Pentru că nimeni nu face treaba asta. Încă se face management după ureche și încă așteptăm rezultate care vin doar din eforturile pe care le fac unii sportivi și unii antrenori, pentru care am tot respectul și le mulțumesc colegilor mei de la Clubul Sportiv Târgoviște, dar și celorlalți din Târgoviște și nu numai, care fac eforturi, într-adevăr, cu bani puțini, cu infrastructură semi-inexistentă. Viziunea noastră sportivă văd că se canalizează tot pe partea de management și este normal, deja a venit un politic. Și totuși, a spus un lucru foarte interesant mai devreme, că ați simțit sau că s-a transmis sau că așa vedeți dumneavoastră în momentul ăsta fluxul. Investițiile care sunt în derulare vor fi finalizate, celelalte probabil că vor mai aștepta. Da. Vă referiți cumva și la stadionul nou care... despre care se spune că va fi construit în perioada următoare la Târgoviște? Eu m-am informat numai cu privire la proiectul nostru și mi s-a răspuns în acest fel. Nu știu, din câte mi-aduc eu aminte, anul trecut și investiția care privea stadionul de la Târgoviște era plasată destul de bine. Și am tot sperat că cineva de acolo își va da ok-ul mai repede pe acest proiect, pentru că fie că unii acceptă mai ușor sau mai greu această idee, Târgoviște are nevoie de un stadion. Că va fi el unul nou, că va fi stadionul actual modernizat, pentru că există și această posibilitate, indiferent de felul în care o vom face, avem nevoie de un stadion, pentru că iată, avem echipă care poate ataca promovarea. Nu v-ați informat și pe acest subiect al noului stadion. Refuz să cred că nu aveți informații mai multe decât de prezentați acum. Credeți-mă că am întrebat strict de proiectul meu, al nostru, al clubului sportiv și mi s-a spus că nu sunt bani pentru investiții noi. Ăsta a fost răspunsul primit de acolo. Dacă asta lovește într-un fel și proiectul stadionului, personal mie mi-ar părea rău. Sincer, am sperat că va începe acest proiect odată pentru totdeauna. Ceea ce transmiteți dumneavoastră e destul de pesimist pentru iubitorii de fotbal. Și eu am văzut-o la fel atunci. Dar n-aș vrea să am o opinie neavând o informație foarte clară pe proiectul respectiv.
V-aș minți să vă spun astăzi, da, am o informație sau da, privește și acel proiect. Concluzia mea a fost aceeași și m-a făcut să devin pesimist pe acest subiect. Însă n-aș putea să vă spun că va fi sau nu va fi. Pot un singur lucru să vă spun cu certitudine, că îmi doresc să fie. Pentru că orice investiție în această comunitate este binevenită și indiferent cine o face, cum se cheamă persoana respectivă sau cum se cheamă partidul respectiv, pentru că sunt și proiecte multianuale, sunt proiecte care pot prinde mai multe mandate. Și atunci fiecare trebuie să venim cu aportul nostru pentru bunul mers al lucrurilor și pentru a dezvolta niște lucruri în comunitate. Haideți să privim optimist lucrurile. Să presupunem că anul acesta va veni un dovet de pe finanțarea complexului fotbalistic de lângă unitatea militară de acolo, de lângă Gara de Sud, și vom avea acel stadion în următorii ani. Care este opinia noastră legată de actualul Eugen Popescu? Ar trebui recondiționat, dărâmat, păstrat în circuitul sportiv? Aici aș putea să vă răspund din două perspective. Prima este aceea că există specialiști pe care, sau firme de consultanță pe care municipalitatea sau într-un proiect integrat cu Consiliul Județean le pot consulta, iar aceștia, în urma unor măsurători de toate tipurile, ne pot spune în ce sens se poate dezvolta zona respectivă. Dacă, spun eu, nu știu, curtea domnească are nevoie de o parcare, cum se aude, sau dacă cineva mai vrea să facă niște case pe acolo. Eu spun un singur lucru, haideți să facem cât mai multe stadioane, haideți să facem cât mai multe terenuri de sport, terenuri pe care copiii să-și poată desfășura activitatea. Și o spun în cunoștință de cauză, Târgoviștea suferă la acest capitol, iar dacă avem și mai dezvoltăm, nu e rău. Dacă avem și dărâmăm altele, am o reținere. Asta era primar interimar când s-au alocat sau s-au aprobat niște fonduri pentru 800.000 de lei, dacă nu mă înșel eu, pentru amenajarea unei suprafețe sintetice pe terenul din spatele tribunei a doua? Mi-am dorit mult să se realizeze acest proiect. Eu am și insistat atunci când s-a întocmit bugetul, când s-a făcut bugetul pe anul 2014, dacă nu mă înșel, am insistat să punem în buget și să votăm acest lucru, pentru că Târgoviște are nevoie de un teren sintetic de dimensiuni mari pentru echipa de seniori, pentru grupele de acolo de copii și juniori, și pentru oricine altcineva care ar fi putut plăti chirie și s-ar fi putut realiza și venituri proprii în acest sens. Pentru că dacă ar fi existat un teren, cred că era plin de dimineață până seara. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că în vară, la rectificare, Consiliul Local a redirecționat banii aceia către altă zonă. Da, două zone erau, că din câte rețin eu, nu știu cine mi-a declarat, CSM Târgoviște și parohii, ceva de... Nu parohii, Direcția de Asistență Socială, au fost împrăștiați mai multe, în 3-4 zone unde era nevoie acută de o infuzie de capital. Și adevărat, și spre CSM Târgoviște, pentru că erau... 800.000 înseamnă începutul campionatului. 10% din bugetul CSM Târgoviște. 10% dacă am fi rupt din bugetul CSM Târgoviște, am fi avut un teren cu suprafață sintetică în spate. Eu, încă o dată, vreau să spun și am mai spus acest lucru. Nu vreau să vorbesc acum, pentru că sunt președinte de club, nu vreau să vorbesc despre alte cluburi. Îmi e ușor să vorbesc despre CSM Târgoviște pentru că le urmăresc activitatea, am fost alături de CSM Târgoviște de fiecare dată și am susținut activitatea de performanță de acolo. Problema lor este că foarte mult din bugetul acesta se duce către datoriile, către bugetul statului. Foarte mult, impozitele pe salarii sunt foarte, foarte, foarte mari. Ei au o problemă de organizare pentru că acesta este modul în care se pot organiza și atunci o mare parte din bugetul ăsta sau din bugetul care se duce spre această zonă a salariilor. Asta pentru că sunt și salarii foarte mari. Se întoarce la bugetul statului. Nu cunosc detalii cu privire la salarii, nici nu m-au interesat. Nu cunoașteți, a fost primar interimar, toate detaliile v-au trecut prin mână. Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și deveniți. Sunteți un politician, văd eu, tot mai versat, dar nici eu nu sunt un jurnalist venit cu pluta prin presa dâmbovițeană. Pauză și revenim cu domnul Ciprian Prisăcaru. Siguranță.
siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. A revenit în direct cu domnul Ciprian Prisăcaru. Încercăm și noi să aflăm rezultatul meciului de volei dintre CSV Alba Blaj și CSM Târgoviște, campioană în exercițiu versus vicecampioana. Se joacă la această oră, este 23-22 în primul set pentru Alba. Iată un prim set care se joacă pe final. CSM Târgoviște este locul 2 în acest moment, Alba Blaj e primul loc. Domnul Prisăcaru, haide să rămânem un pic CSM Târgoviște, volei, basket, sunt tot mai multe discuții în ultima perioadă legate pe acest subiect și am văzut că echipa de volei, culmea, este puternic contestată, chiar și la nivel mediatic. Da, eu pot să vă spun doar atât. Ambele echipe merită susținute, la fel și în egală măsură, pentru că sunt echipele municipalității, le susține municipalitatea efectiv, deci toate fondurile vin din banii municipalității și cred eu că trebuie să fim cu toții alături de această activitate. Sigur, vorbeam mai devreme de tradiție. Basketul are o tradiție recentă sau o tradiție mai crudă.
dar cu rezultate mult mai importante decât voleiul. Nu știu, cred că cei mai născuți mai devreme care ne urmăresc știu că noi am avut echipă de volei din anii 60 și am avut de-a lungul timpului echipe de volei în prima ligă, mult timp, chiar în cupele europene. În anii 94-95, mi-aduc aminte că eram chiar junior atunci la Chindia și mergeam la meciurile de volei. Trebuie susținute, la fel trebuie susținut și basketul, pentru că aduce atât de multă lume la sală și eu știu câtă lume mă abordează pe stradă și pe unde mă întâlnesc. Dom'le, ce facem cu basketul? De ce nu? Au fost problemuțele din trecut acolo, pentru că, din păcate, vedeți, nici acești specialiști cu care am lucrat în trecut n-au fost oameni de caracter. Sunteți dulce problemuțe. Sunteți dulce cu problemuțe. Au fost probleme grave, probleme eu, mari. Eu, în perioada aceea, nu eram în Târgoviște, nu știu foarte multe detalii și nici n-am dat timpul înapoi să văd ce s-a întâmplat atunci. Nu m-a interesat în mod deosebit. Doar ce știți și dumneavoastră, la nivel de mass media și... Ce face cu basketul? Trebuie plătit o datorie, nu? Cred că pot fi rezolvate problemele dacă și persoanele care au trecut pe aici și care au câștigat niște bani frumoși ar fi avut o altă atitudine față de ceea ce înseamnă sportul de performanță dintr-o comunitate nu foarte puternică din punct de vedere financiar. E greu să ai pretenții la persoane care nu sunt legate deloc și nici măcar de țară. Totuși, se pot face negocieri și la acest nivel și se poate ajunge la o soluție de mijloc în care noi să ne putem continua activitatea de mare performanță și pe această filieră și ei să-și vadă mai departe de interesele lor financiare și personale. Îmi pare rău că s-a ajuns la această situație în ceea ce privește basketul în Târgoviște, pentru că sunt unul care, atunci când eram la minister, spre exemplu, cine mi-intra în birou mă întreba de echipa de basket de la Târgoviște, să știți, și m-a făcut să fiu mândru de basketul din Târgoviște. Veneam la meciuri special de la București, veneam să văd echipa și în campionat și în cupele europene și ne-a adus o notorietate importantă, trebuie să recunoaștem. De aceea spun că trebuie găsite soluții și pentru echipa de basket, categoric. Pe de altă parte, nici echipa de volei nu este deloc de neglijat, pentru că, iată, ne batem cu cei mai buni din țară. Anul trecut am lăsat echipe importante în afara play-off-ului, echipe care, ca Dinamo, spre exemplu, care au o tradiție importantă în voleiul feminin, care s-au uitat la meciurile din play-off și la noi implicit la televizor. Deci, într-un timp foarte scurt, s-a ajuns la mare performanță, iar aceste lucruri nu se pot face fără implicare din toate punctele de vedere. Oricine ar spune că poate face sport de înaltă performanță fără bani, ne minte. Și acest lucru îl cunoaștem cu toții. Nu e o filozofie, n-a inventat-o nimeni astăzi, nici eu măcar. Domnul Prisicaru, dumneavoastră ați fost, sunteți în executivul primăriei, dar ați fost pe poziția cea mai importantă, aceea de primar, interimar. Își permite municipalitatea să susțină la acest nivel de mare performanță basket, volei și chiar fotbal? Dom'le, din moment ce se întâmplă de atâția ani, din 2008, dacă nu mă înșel, de când a fost înființat clubul, se tot întâmplă acest lucru. Dacă din 2008 până astăzi, iată, sunt aproape 8 ani, municipalitatea și-a permis acest lucru, înseamnă că își permite și în continuare. Dacă ne-am fi potmolit undeva sau undeva s-ar fi simțit nevoia de a renunța, probabil că s-ar fi renunțat. Cu siguranță că problemele comunității, așa cum le știm cu toții, sunt multiple și bani poți cheltui pentru orice. Însă, pentru fiecare palier în parte, există o strategie, există niște ținte pe care vrei să le atingi. Dar noi nu avem infrastructură pentru a menține aceste echipe, aceste proiecte la un nivel de mare performanță. Chindia Târgoviște nu are basket și voi ați văzut și noastră că sunt și acolo probleme în acest sens. Nu avem nici măcar un hotel pentru sportivi, nu mai vorbesc de o cantină și nu avem nici măcar un autocar. Sunt multe lucruri care ne lipsesc la Târgoviște. Impresia e totuși că am luat-o parcă prea de sus. Ar trebui să ne organizăm mai bine pe lucrurile astea importante, să construim și apoi să ne dezvoltăm. Da și nu, și vă spun și cu argumente de ce spun așa. Pentru că nimeni n-ar fi auzit de Târgoviște în sport dacă n-am fi avut aceste trei echipe de seniori și nu aș vrea să... Nu e un calcul sporturile individuale, unde avem rezultate foarte importante și cei care, colegii mei, toți din sport, știu că am tot respectul pentru eforturile pe care le fac și să știți și cunoașteți destul de bine că aveți o activitate de mult timp în domeniu. Se fac eforturi imense și la sporturile individuale, unde condițiile sunt mai vitrege
decât la sporturile de echipă. De bine, de rău, la sporturile de echipă lucrurile sunt mai așezate. Și vreau să vă spun de ce spun da și nu, pentru că sub aceste echipe, de-a lungul acestor ani, s-au format foarte multe grupe de juniori. Atât de volei, cât și de basket, dar mai ales de fotbal. Acest lucru, la clubul sportiv școlar sunt câteva grupe importante de volei și înțeleg că și la clubul sportiv municipal. Acest lucru nu sunt. Eu nu așa cunosc din informațiile pe care le am. Și atunci spun că... Nu, nu există echipă de volei acolo. De junioare. Eu nu știu. Sau da, poate la un nivel neoficial. Să nu fine. Eu vă spun că, și dau un exemplu, echipa antrenată de Nelu Atanasiu de la Clubul Sportiv Școlar are rezultate deja importante. Am văzut că echipă bună. Deci iată că aceste copile care fac activitatea de volei la Clubul Sportiv Școlar au modelul la ele acasă. Nu trebuie să meargă în altă parte. Cu siguranță că dacă n-ai un model pe care să-l vezi, cu care să-l interacționezi... Și de unde a apărut această rivalitate? Că e clar, au apărut și niște disensiuni, aceste tensiuni dintre secțiile basket și volei. Am zis că sunt, nu neapărat între ei direct, dar sunt susținători, oameni dușmani al acestor proiecte și da. E tot așa o vâlvătaie. Eu sunt mai pacifist și spun că n-ar trebui. De fapt, eu nu cunosc clar dacă există un conflict. Pentru că eu n-am văzut, sincer, un conflict. Eu merg des la Clubul Sportiv Municipal, mă întâlnesc des cu cei de acolo și cu toți cei implicați în viața acestor echipe. N-am sesizat un conflict între persoane. Declarațiile publice transmise și către ziarul nostru de anumiți oficiali ai clubului, sigur. Și nu e chiar pace. Eu spun doar atât. Este nevoie de liniște, este nevoie de continuitate și este nevoie ca toți cei interesați și iubitorii de sport în general să vină alături de aceste activități. Gândiți-vă cum ar fi dacă nu le-am mai avea. De mâine sau de la vară nu le mai avem. Gândiți-vă cum ar fi. Eu vă spun că nici noi, iubitorii de sport, n-am avea unde să mergem, să vedem meciuri de prima ligă, dar marea nu mai problemă ar fi la Chindia Târgoviște, la fotbal, cu celelalte... Eu spun că sunt mulți iubitori și de sporturile acestea de sală și trebuie menținute la corect, un nivel. Da, ferește, nu. Sigur că... Deci cu tremurul ar fi foarte mare la fotbal, la celelalte ar fi niște dezamăgiri. Sigur că am vrut să las la final subiectul fotbal, pentru că vă spun aici, nu știu dacă am mai spus-o, cred că am mai vorbit așa pe aici, pe acolo, despre acest lucru. Vă spun că dacă la vară se va întâmpla ceea ce sper eu să se întâmple, voi avea ca obiectiv promovarea echipei în prima ligă și, bineînțeles, dezvoltarea într-un termen foarte rapid a infrastructurii în ceea ce privește fotbalul la Târgoviște. Haideți să luăm pe rând, că l-a spus așa repede și sunt multe. Dacă echipa nu va promova sezonul acesta, iar dumneavoastră veți ajunge primar, obiectivul imediat este promovarea în prima ligă. Promovarea în prima ligă și într-un an de zile crearea condițiilor din punct de vedere al infrastructurii pentru a putea desfășura competiția la Târgoviște. Este, dacă vreți, un vis pe care l-am din copilărie, de pe vremea micului Ajax. Când sunt alegerile? Pe 5 iunie. Și mi se pare că pe 4 e ultima etapă, dacă nu mă știu. Ceva de genul. Mergeam la meciuri la 96-97, când aveam echipa în prima ligă și, parcurgând toți anii de după, întotdeauna mi-am dorit ca eu sau să fac parte din echipa care va aduce din nou Liga 1 la Târgoviște. Și eu sunt convins că cei care ne urmăresc și mă cunosc au încredere în ceea ce le spun. Nu e ca o promisiune din partea mea ca și un politic, este ca o dorință pe care eu personal o am și pentru care voi găsi cele mai bune și eficiente metode de a face. Domnul Pisăcaru, suntem oameni de sport, cunoaștem foarte bine și avem viziune. Anul viitor va fi mult mai greu. Se reformează un pic sistemul, vin echipe din prima ligă, va fi foarte probabil o singură serie, va fi mult mai greu. Eu cred că acum este un moment prietenic de a face pasul către prima ligă. Eu sunt absolut convins că dacă cei de acolo, de la club, vor simți că pot promova, nu se vor opri o clipă. Adică nu cred că vor face un combat exclus acest lucru. Îi cunosc pe toți de acolo. La fel, îi cunosc pe toți, știu echipa. Iese din calcul această știu valia. Conducerea, deci nu că știu. I-am susținut în mod decisiv atunci când au fost numiți, deși mi-am atras la vremea respectivă critici destule. I-am susținut și îi susțin în continuare. Cum, eu nu v-am criticat. Da, știu și mi-aduc aminte. Cred că am fost singurul. Printre foarte puțini, foarte puțini care nu mi-ați adus critici, însă
Le-am ascultat, am luat ce era bun din ele, nu m-au atins foarte mult pentru că am avut prea mare încredere în acești oameni care astăzi încă sunt acolo și iată, dovada că aproape să se încheie al doilea sezon cu ei acolo, înseamnă că lucrurile au fost bune și alegerile au fost dintre cele inspirate. Domnul Prisăcaru, oricare ar fi fost alegerile, eu cred că atunci v-aș fi susținut, numai pentru faptul că l-ați tras pe linie moartă pe domnul Mugur Porumbacu. Să-i spunem domn, că e domn. Da, sigur, întotdeauna l-am numit așa, nu din complezență. N-a făcut performanță și a trebuit să plece. Asta e concluzia. Restul sunt faptul povești și discuții. Că l-ați ușuit aici, din Târgoviște, în termenii mei, pe mine chiar m-a bucurat. Nu era omul potrivit pentru că e la Târgoviște și a venit cineva care l-a dat afară. Punct, bravo. Avem oameni și s-a dovedit acest lucru din Târgoviște, din județul Dâmbovița, care pot face mult mai bine lucrurile decât le-au făcut ei înainte. Și dovada este că cei de astăzi, de atunci, din 2014, fac lucruri bune. Au promovat, au un parcurs bun, au închegat o echipă puternică, echipa joacă și joacă un fotbal frumos. Unde vom juca dacă vom promova anul acesta? Asta nu știu în funcție de ce strategie și-au făcut cei de la club. Eu nu-mi place să mă bag cu forța peste activități, chiar dacă... Trebuie să jucăm și noi undeva. Sau poate nu jucăm în prima ligă. Chiar dacă i-am susținut atunci într-un mod clar, nu sunt datori să-mi transmită mie... Am auzit și varianta că e posibil să promovăm și nu ne permitem, rămânem, ne întoarcem la liga a doua. Sau ne întoarcem. Eu am prea mare încredere în această echipă și vă spun de ce. Chiar și anul viitor, indiferent contra căror echipe vom juca, s-a format un nucleu de jucători care, din punctul meu de vedere, pot face față și în prima ligă. Și o spun cu toată sinceritatea, urmărind meciuri din prima ligă. Să nu mai plece dintre ei, că am văzut acum o dezertare. Am fost trist și eu să aflu despre Anton. Eu sunt convins că va reveni după o perioadă nu foarte lungă. El este unul din jucătorii care puteau juca în Liga 1 lejer, fără niciun efort, cum mai sunt și alții în echipă. Și cu experiența celor existenți deja, cu elanul tineresc al celor care au venit pe parcurs și iată s-au integrat destul de bine, fac furori chiar, cum e genul sau cazul lui Popa, fac furori la modul că sunt multe cluburi interesate de Popa, chiar și pe mine m-au mai întrebat unii și alții. Domnul Prisăcaru, faptul că la Chindia s-a reașezat liniștea, că au reapărut elementele progresului, vi se datorează. Asta e clar. Unde v-am adus, unde am avut ceva de comentat în dreptul noastră, ați văzut că n-am ezitat să o fac. Dar aici, pe proiectul Chindia Târgoviște, aveți un mare merit. Tocmai de aceea spun că și nu numai pe Chindia, eu chiar am prezentat într-un editorial un lucru care a prins. Orică ieșiți dumneavoastră primar, orică iese domnul Cristi Stan, pentru mine cred că sportul va avea de câștigat. Mi s-a părut că amândoi sunteți apropiați acestui fenomen, vă văd prezenți la evenimente, a susținut financiar din postura executivă proiectele sportive și eu sunt convins că o veți face și în continuare. Și asta e și rugămintea. Eu o să le ridici pe domnul Stan și la felul să-i transmit. Să aveți grijă de sport și să încurajăm, dar... Eu vă asigur de acest lucru și fotbalul să rămână fotbal. Sunt absolut convins că nu încape dubiu că voi susține și activitatea sportivă în continuare, așa cum este normal de altfel, pentru că orice comunitate trebuie să aibă și această componentă pe lângă celelalte. Numai că toate trebuie puse într-un tablou și susținute într-o măsură în care obiectivele pe fiecare palier în parte ne vor permite. Eu vă mulțumesc că gândiți în acest fel și că sunteți convins că vom avea sprijin pentru sport. E o chestiune absolut normală. Păi nu, dar ați fost și dumneavoastră într-o poziție de conducere și am văzut că ați susținut și fotbal, și basket, și volei, și alte sporturi. Despre așa Clubul Sportiv Târgoviște ar fi multe de discutat. Aveți și acolo rezultate importante. Sportul de tradiție... Aceeași problemă a infrastructurii. Avem. Am văzut și la atleți, nu avem o pistă de tartan. Păcat, păcat că în atâția ani de zile nu reușim și noi să facem, să ajungem și noi rândul lor. Din aceste puncte de vedere. Așa este. Când spunem că avem la clubul sportiv, aș începe prin a spune că avem niște oameni care își fac datoria sârguincioși, fac eforturi mari de tot și mă refer aici la colegii mei, la antrenori.
de a fi aproape de activitatea sportivă, plecați de acasă prin cantonamente, pe la competiții, în weekenduri. Sunt puțini oameni care mai pot face aceste eforturi sau care fac aceste lucruri cu ușurință în ziua de astăzi. Cu atât mai mult sunt și mai puțini cei care se pricep. De aceea vreau să le transmit mulțumirile mele și în mod public pentru eforturile pe care le fac și lor, dar și sportivilor, care puținilor sportivi seniori pe care, care au mai rămas de altfel la club. Și eu am scris într-un editorial da, am văzut despre sportivii seniori care, pe datorită editorial sau din cauza, mai bine spus, condițiilor neprielnice pentru a face sport de performanță, s-au îndepărtat de, din păcate, s-au îndepărtat de sportul de performanță. Este o problemă de sistem, nu este o problemă existentă la Târgoviște, este o problemă din toată țara. Eu am vorbit-o cu mulți conducători importanți de cluburi din România, chiar și cu domnul Căliman de la Clubul Sportiv Municipal București și cu mulți conducători importanți din sportul românesc. Ați vrut să integrați și cluburile de basket și de volei într-un sistem juridic identic aproape celui de la Chindia Târgoviște? Da. Pentru că atunci când s-au făcut documentele pentru Chindia Târgoviște, eu mă ocupam exact de acest lucru în Ministerul Tineretului și Sportului. Și iată, astăzi sunt doar două cluburi organizate în această formă și vă spun că și pe proiectul de basket și volei, dacă s-ar fi reorganizat în acest mod, astăzi nu s-ar mai fi dat 40% din acel buget înapoi către stat, ci s-ar fi dat un procent mai mic, 18 sau 16%. Și de banii care rămâneau puteam face altceva. Puteam susține mai bine aceste ramuri sau puteam susține la un mod mult mai clar celelalte ramuri. Mesajul președintelui Consiliului Județean a fost foarte clar: vă susținem cu tot ce putem, nu financiar. Consiliul Județean investește sau susține fotbalul. Părerea mea este că nici nu era nevoie de o implicare decisivă. Banii practic ar fi rămas tot din bugetul primăriei, era doar o problemă juridică de reorganizare. Eu am explicat-o atunci într-o... Da, la nivel de strategie s-a făcut greșeală atunci. Sigur, greșeli, mai departe nu știu ce s-a întâmplat. Vorbești cu persoanele care erau propuse, deja apăruseră alte discuții, la mine se credeau deja șefi și da, nu erau... La mine au venit niște colegi, niște prieteni și m-au întrebat în calitate de specialist cum îi îndrum să facă pentru a economisi niște bani la buget. Și atunci, sigur, le-am dat varianta pe care am și propus-o. Înțeleg că nu s-a materializat. Asta e viața. Sportul trebuie să meargă mai departe, indiferent de cum înțelegem unii sau alții modul lui de organizare și nu ce facem cu fondurile. Economiseam niște bani. Asta era singurul mare câștig și cred că e destul de important, nu se economisește mai. Să car, rezerv ultimele minute ale acestei emisiuni și părții social-politice. Credeți că aveți șanse să câștigați primăria? Dacă importante? Nu aveam, dacă nu aveam șanse, importante, nu intram. Nu mi-asumam așa această poziție. N-aș fi intrat niciodată într-o luptă de care să nu cred că am șanse să o și câștig. Nimeni nu-și dorește să intre într-o luptă pe care nu crede că o câștigă. Mai sunt și oameni care au alte obiective mai mărunte decât să câștige o funcție, să-și facă imagine, să prindă un post de acolo, de consilier. Sigur, dar nu. Eu am învățat ceva de la Traian Băsescu în perioada, vă povesteam că la începuturile mele, el era președintele partidului. Nu sunt un fan Traian Băsescu. Nu, dar nu spun pentru fanii lui Traian Băsescu. Spun că am învățat un lucru bun de la el, că orice om are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, iar mie mi-a plăcut o vorbă de-a lui și ne spunea tot timpul la ședințele noastre, pe tineret sau pe studenți, să jucăm întotdeauna la carte mare. Iar faptul că m-am înscris în această luptă și sondajele pe care partidul din care provin le-a făcut și ce a ieșit de acolo, mă îndreptățește să cred că voi câștiga primăria Târgoviște. Auzi că ați intrat și într-o alianță cu UNPR, spun corect, UNPR. Dar nu este o alianță. Protocol sau... Cei de la UNPR, foștii membrii UNPR din Târgoviște și din Dâmbovița, înțeleg că au demisionat din UNPR și s-au înscris în PNL. Nu este vorba de o alianță, este vorba de o reorientare a celor de acolo către un alt partid. Ce parteneriat? Oricine vine într-un partid trebuie să fie bine primit și trebuie să vină cu plus valoare. Și eu cred că cei de la UNPR pot aduce acest lucru. Ce veți face în condițiile în care veți pierde lupta pentru primirea Târgoviște? Veți continua pe poziția de director la CS Târgoviște? Nici nu m-am gândit la acest lucru și nici nu mă gândesc. Dacă prin absurd se va întâmpla așa ceva, vom vedea la momentul respectiv, însă e greu de crezut.
în urmă cu 4-5 ani, estimați că o să ajungeți să candidați cu șanse importante, spune noastră, pentru a câștiga funcția de primar al municipiului Târgoviști. O să vă surprindă, la un curs de comunicare, chiar în urmă cu vreo 5 ani, una dintre întrebările care ne-au fost adresate tuturor celor de acolo a fost ce ne propunem să realizăm din punct de vedere politic. Iar răspunsul meu a fost atunci să devin primarul municipiului Târgoviști. Deci vorbim de 5 sau 6 ani. Și iată că peste 3 luni se poate... Sunt convins că nu o să răspundeți direct la întrebare, dar totuși o să vă adresez. Bun, ajungeți primar. Dom'le, o să umblați în vreun fel în formula aia de conducere de la CSM Târgoviști? Trebuie să se întâmple mai întâi, nu? Și apoi vedem ce strategie abordăm pe toate palierele, numai pe CSM Târgoviște, dar sunt oameni care muncesc pe toate domeniile în primărie, sunt oameni care muncesc și muncesc bine, spun eu, și eu îi cunosc deja, deci n-aș mai avea... E ceva care nu vă place la CSM? Nu aș putea să spun în acest moment. Poate că, așa cum ați menționat în diferite rânduri și eu știu că am vorbit și cu cei de acolo, poate ar trebui mai mult și nu numai ei neapărat, ci noi toți cei din sport să ne îndreptăm atenția și spre puținii seniori care n-au mai rămas la sporturile individuale. Acesta este un aspect pe care aș putea să-l discut cu privire la activitatea lor. Altceva n-am ce să le reproșez, ba din potrivă îi felicit pentru că și anul trecut marea parte a sezonului s-a desfășurat pe perioada mandatului meu și la basket și la volei. S-au luat un titlu de campion la basket, un titlu de vicecampion la volei. Mai sunteți așa de convins că aveți șanse importante de a câștiga primăria dacă intră în luptă și Gabriel Boria? Nu va intra în luptă Gabriel Boria. Sunteți convins de asta? Nu sunt convins, așa cred eu. Mai avem și noi vreun mesaj de la volei? Mai știți ceva să cunoaștem și noi cât întrebăm. Cât este 30-28 pentru fetele noastre, au câștigat primul set, deci conducem cu 1-0 la seturi. Se desfășură setul al doilea. Un mesaj pentru cei care vă privesc. Îi salut pe toți cu același respect, cum am făcut-o întotdeauna, și îi rog să aibă încredere în continuare în demnitatea mea și în ceea ce am făcut eu din punct de vedere profesional, pentru că sper că nu i-am dezamăgit niciodată. Ciprian Prisăcaru a fost în această seară la Sport Show, directorul Clubului Sportiv Târgoviști, implicat asta, iată, în lupta pentru primăria Târgoviști. Eu sunt Costin Mihai. Miercuri avem un meci frumos, ora 15, pe stadionul Eugen Popescu, între Chindia Târgoviște și Metalul Reșița, pentru pasionații acestui sport și nu numai. Noi ne revedem joi de la ora 18. Invitație lansată fostului primar Gabriel Boriga, să sperăm că va fi aici în platou. Costin Mihai, sunt o seară plăcută, rămâneți alături de Columna TV, Jurnal de Dâmbovița și Sportul Dâmbovițean. Numai de bine!